Codul rutier spune că șoferii sunt obligați să aibă montate cauciucurile de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă. Astfel, conducătorii auto trebuie să-și schimbe cauciucurile de vară cu cele de iarnă ori de câte ori condițiile meteo impun acest lucru. Conform legii cauciucurilor de iarnă, intrată în vigoare la 1 noiembrie 2011, cauciucurile de iarnă nu sunt obligatorii în fiecare an începând cu data de 1 noiembrie, ci numai când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei conducerea mașinii pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, polei sau gheață, fără ca autoturismul să fie dotat cu anvelope de iarnă, constituie contravenție. Astfel, șoferii riscă să rămână fără certificat de înmatriculare și amenzi între 810 și 2900 de lei. Atunci când cumpărați anvelope de iarnă, trebuie să fiți foarte atenți la câteva semne pe cauciuc. Fulgul de nea pe anvelopă atestă că aveți un cauciuc de iarnă cu care puteți circula legal. De asemenea, sunt acceptate iarna anvelopele cu mențiunea M plus S. Trebuie să știți că pe drumurile uscate, atunci când folosiți cauciucuri de iarnă, consumul de carburant este un pic mai mare. Pentru o mai bună eficiență a pneurilor, dar și pentru a le crește durata de viață, specialiștii auto recomandă ca anvelopele de vară să fie înlocuite cu cele de iarnă, când temperatura scade sub 7 grade Celsius. Cauciucul din anvelopele de iarnă este mai moale, mai rezistent la frig și are o aderență mai bună pe suprafețea lunecoase.